care vă vorbea da. undeva în jur de 20 Domnul Năsui, perspectiva dumneavoastră de fost ministru al economiei, trebuie, sunt două voci prioritare care trebuie ascultate. Producătorii care deja se consideră lezați de pe urma acestei discuții de ieftinire a prețurilor și oamenii care așteaptă de atâta timp să se ieftinească ceva și n-au văzut nicio ieftinire concretă. Uh -huh. Aici trebuie spus că, în primul rând, trebuie să vedem o formă a ordonanței sau a reglementării, pentru că nu se știe încă ce, ce se va întâmpla. Dacă e o plafonare de prețuri, dacă o plafonare de adaus, dacă e o schemă de subvenții, cum a mai fost, de exemplu, pentru carburanți, nu știm care va fi soluția implementată. În funcție de asta, putem ști sau intui puțin care vor fi și consecințele. Ce s-a întâmplat în Franța, în schimb, este mai mult o campanie de marketing. Adică, Uh, guvernul s-a întâlnit, exact. întâlnit cu retailerii. Exact. S-a întâlnit cu, retailerii și au discutat și au început de acolo o companie de marketing în care uh, veni să luați cel mai ieftin unt, uh, marca X de la magazinul Y. Lucruri de, de, genul acesta care intuiesc eu că ce se va întâmpla și în România. Dar asta nu este de fapt o ieftinire a coșului, pentru că Supermarketurile, distribuitorii, ca și producătorii, ca și orice verigă din lanțul economic, are o marjă pe care trebuie să-și o facă și pe care, dacă nu-și o face, pur și simplu, pe termen lung dispare. Poate să nu-și o facă o lună, două, poate să facă și pierdere odată, dar dacă cineva nu mai vede perspectiva de a face profit, pur și simplu închide. Nimeni nu o să subvenționeze pur și simplu o piață de dragul de a, de a o face. Dacă plafonează prețurile Guvernul, dacă face gen soluția Victor Orban, uh -huh. va fi un dezastru. Va fi exact ce s-a întâmplat și cu lemnele de foc. Când nu chiar același guvern, dar aceeași coaliție, da. pur și simplu a spus, în loc să nu se, să, să, fie lemne scumpe, mai bine să nu mai fie lemne deloc. Și uitați-vă ce se întâmplă și în Ungaria lui Victor Orban, sunt raționalizate produsele. Nu mai cumpărați cât ulei vreți, nu mai cumpărați câte ouă doriți, nu mai cumpărați toate lucrurile acestea. Dacă doriți să cumpărați mai mult, le cumpărați la prețuri mult mai mari pe subteșghea, pe piața neagră. Dacă se încearcă o plafonare a dausului că s-a vehiculat și soluția aceasta, n-ar fi prima oară în România când se face asta, a mai fost o lege 12 uh, 1990, acum mult timp una dintre primele legi date după revoluție care plafona adaus. Ce se întâmpla? Pur și simplu toată lumea lucra prin firme terțe. Adică ultima firmă de la care cumpăra ca să revândă la consumator avea un preț mai mare, dar de fapt acea firmă era doar una dintr-un lanț de alte firme unde practic se punea adausul acolo. Deci înseamnă mai multă birocrație, mai multe costuri și în final iarăși prețuri mai mari. Singurul lucru pe care poate să-l facă guvernul ca să ieftinească prețurile, prețurile la alimente. Uh -huh. Este să ușureze povara și administrativă, și fiscală asupra retailerilor și producătorilor. În ultima vreme au trecut, în ultima vreme, în ultimii ani, o serie de legi prin Parlament care au otrăvit foarte mult relația între producători locali și retaileri, tocmai în scopul, cu obiectivul declarat, de a-i ajuta pe producătorii locali. De fapt, ce au făcut legile acestea este că au făcut relația foarte grea între producători locali și retaileri. Motiv pentru care mulți retaileri, dacă mergeți prin magazin, o să vedeți mărcile de distributori, deci marca supermarketului marca supermarketului da. uh -huh. supermarket acela, care și-o face tot în România sau în afară, dar oricum pe, pe marca sa, pe, pe, pe riscul uh -huh. său, tocmai ca să evite să pună în interiorul grupului o relație care ar fost în afara grupului, care ar fi comportat și riscuri și costuri foarte mari, uh, o să vedeți mai multe produse luate de la grupul mamă direct, adică nu, fără să aibă contact cu producătorii locali. Toate astea, de ce? Pentru că statul român a vrut în teorie să ajute, dar de fapt nu a prea ajutat uh, producătorii locali și dacă vorbiți cu anumiți reprezentanții lor, mă refer la, de exemplu, RomAlimenta, una dintre asociațiile uh -huh. producătorilor, eu o să vă spun lucrurile acestea, că aceste legi mai mult i-au îngreunat, mai mult le au pus bețe în roate decât să-i ajute. Ăsta e singurul mod de a ajuta pe, pe, pe termen lung pentru scăderea prețurilor. Vă rog, vă rog de